Bună seara, bun găsit la Fotbal Show. Victorie pentru Șepși și iată că Șepși mai câștigă un trofeu. Deja s-a specializat în aceste finale. O bate pe Farul cu 1-0 după un meci cu o primă repriză în care lucrurile au stat așa și așa, dar în repriza a doua am văzut destul de mult fotbal, mai ales din partea celor de la Șepși. De partea cealaltă, Farul, hai să spunem că probabil că se concentrează mult și pe meciul cu Sheriff Tiraspol, meciul care va fi miercuri în direct pe Prima Sport 1. Vom discuta despre acest Șepși Farul Constanța 1-0 și bineînțeles vom vedea împreună și festivitatea de premiere. Alături de mine este Florin Răducioiu. Bună seara, Florin. Alex, bună seara. Șepși din nou supercampioană, putem spune că s-a obișnuit, repet, cu aceste finale câștigate calculate bine, am spune așa, de jucători și de antrenor. De partea cealaltă, Farul, campioana României, cum ți s-a părut? Deci, Alex, da, în primul trebuie să felicităm această echipă, aș numi acum Sepsi Cup a României, pentru că, într-adevăr, este, nu știu, este o echipă care, într-adevăr, îi place foarte mult această cupă, a câștigat-o și pe cea a României, deci o echipă, felicitări acestei echipe, care m-a surprins în mod plăcut, nu mă așteptam să facă un meci așa de bun, așa de plăcut, un jocul lor de ansamblu care deseori m-a încântat. Felicitări, bineînțeles, lui Ciobotariu, acest antrenor care este de puține săptămâni la cârma acestei echipe, care, iată, câștigă un titlu foarte important pentru el, este primul de altfel. Deci, subliniez faptul că a meritat din plin, scorul putea să fie mult mai mare, pe fondul unui joc de ansamblu foarte bun, un anumit jucători în foarte mare formă, tehnica individuală a acestor jucători, mă refer la Matei, mă refer la Safranco, mă refer chiar și golul, care o să-l discutăm cu siguranță, clar viziunea tactică a sublinioșada antrenorului și voința de luptă, Alex, a acestei echipe, care a fost, din punct de vedere defensiv, impecabilă. Nu a lăsat aproape deloc spații acestei echipe Farul, care, într-adevăr, este pe spații, este o echipă foarte periculoasă, care te poate pune în orice moment în dificultate. Deci, acest factor, după părerea mea, a făcut ca echipa lui Sepsi să câștige meritat această cupă. În ceea ce privește Farul, Farul a fost o echipă astăzi, să zic așa, un pic defectuoasă. Din multe puncte de vedere am văzut o echipă care nu a arătat adevăratul stil al ei, acel stil de a juca prin pase, prin simplitatea fazelor de atac pe care le creau jucători din punct de vedere individual, care sunt, din punct de vedere fizic, după vremea, nu sunt pregătiți pentru campionat în momentul de față, pentru această cupă, evident. Practic, o echipă, am văzut foarte multe greșeli individuale, am văzut o echipă care nu am recunoscut-o, pur și simplu, din punct de vedere al stilului de joc. Evident, poate este o scuză, pentru că au fost, într-adevăr, sunt câțiva jucători noi, care au nevoie un pic de timp, să le dăm un pic de timp pentru a-i aștepta, să vedem dacă ei se vor angrena cât mai repede în mecanismele echipei lui Hagi, dar, repet, o echipă care m-a dezamăgit foarte mult astăzi, Farul Constanța, mă așteptam la mai mult, de altfel am spus că ar fi câștigat acest meci, m-a dezamăgit prin jocul ei de ansamblu foarte, repet, defectuos. Da, până la urmă, Florin, am văzut-o pe Farul fără niște jucători importanți. Adică, apropo de ceea ce știam noi sezonul trecut. Și, cel puțin din punct de vedere ofensiv, pare că lipsește mult Luis Munteanu. Da, e adevărat. Luis Munteanu este un jucător, în primul rând, cu o experiență importantă. Un jucător care pune tot timpul în pericol, să zic așa, datorită mobilității sale, datorită faptului că se demarcă între linii. Un jucător cu o tehnică destul de interesantă și creează, într-adevăr, un pericol constant în apărarea adversă. Dar, evident că Gică Hagi trebuie să se și obișnuiască din când în când să-l înlocuiască cu alt jucător, nu zic la nivelul lui, dar totuși cu un jucător care poate da ceva echipei.
M-a dezamăgit Sali, din păcate. M-a dezamăgit Alibek. Pe Alibek pur și simplu nu l-am văzut în teren, în afară de două șuturi pe care, dacă nu greșesc, către sfârșitul meciului. Bine, dar că el are probleme. Da. L-am ascultat și pe Emil Grădinescu, l-am ascultat și pe Bogdan Cosmescu. Îi spunea într-una că insistă practic să rămână pe teren până la final, deși e așa și așa, probabil, din punct de vedere fizic. Da, nu trebuia să rămână, după părerea mea, pentru că în momentul când nu ești 100% pregătit, mai bine te concentrezi la da, exact, ce urmează. Asta spun, oricum meciul acesta, repet, mi se părea pierdut oricum, pentru că, repet, am văzut o echipă a lui Sepsi mult, mult mai ambițioasă și cu mare dorință de a ridica acest trofeu. Da, e o echipă. Dar, repet, Farul s-a obișnuit să câștige și în precedentul campionat și fără Alibek. Deci se poate câștiga și fără, și fără Munteanu. Nu cred că este o scuză asta, Alex, faptul că nu a jucat Munteanu. Repet, au fost și al jucătorii pe care Hagi le-a dat posibilitatea să joace, au dezamăgit. Asta sunt problemele lor interne. Repet, este o echipă care a avut mari carențe, din păcate, atât în apărare, în faptul de a construi, cum ne-au obișnuit, să construiască faza în mod cursiv, în mod cursiv și chiar eficient pentru a construi niște faze. Am văzut niște pase lungi, greșeli individuale, lucruri care anul trecut nu le-am văzut. Deci o echipă care, practic, aș spune și deconcentrată, o echipă care nu ne-a dezamăgit prin prisma jocului pe care îl știam. Apropo de ceea ce spuneai tu, Florin, cu nu credem în rezultatele din meciurile amicale. Da. E, uite că au luat 5, au luat 3. Da, Alex, au mai luat 2 de la niște echipe nu tocmai cunoscute. Da, astăzi puteau să mai ia încă 2, să știi. Nu este o critică, este un adevăr, este tot ce am văzut pe teren astăzi, repet, puteau să fie mult mai mari, dar, repet, nu e o problemă că pierzi, problema este că felul în care au pierdut mă surprinde foarte mult și, repet, mă așteptam mult mai mult din partea echipei lui Hagi, o echipă, totuși, am zis, lentă, previzibilă, defectuoasă. Îmi pare rău să o spun, am vorbit la superlativ aici în studiourile noastre, dar din păcate astăzi nu pot să nu mă abțin să spun aceste lucruri. Repet, este campionul României, evident, suntem la începutul de acestui sezon, îi așteaptă într-adevăr 2 meciuri extrem de grele cu această echipă din Moldova, care este, cred eu, foarte, foarte bună. Dar, repet, să nu luăm meritele, repet, să nu micșorăm meritele lor, celor de la Sepsi. Cum ți s-a părut, până la urmă, plomba asta? Că deocamdată e ca o plombă. Că da. Acolo a părut că s-au petrecut foarte multe lucruri. Vână în locul lui Băluță. Da, vână în locul lui Băluță. Într-adevăr, Băluță este un jucător foarte important pentru mijlocul terenului al lui Hagi. Vână a fost un jucător inconstant, știm foarte bine. De altfel, a fost un jucător care a greșit mai multe pase, a luat și un cartonaș galben, dacă nu greșesc, a fost și înlocuit. Deci, dar, repet, nu putem să criticăm momentan. Pe Vână îl așteptăm un pic să vedem cum el se va obișnui și cum se va, repet, cum va înțelege mecanismele jocului Hagi, pentru că nu este simplu. Dar astăzi a fost, cu adevărat, fiind înlocuit, a fost un joc al lui foarte, foarte slab. Foarte slab, nu am ce să comentez la adresa lui mai mult de atâta. Un joc foarte slab, un jucător cu puțină personalitate, un jucător care a greșit mult, un jucător un pic nervos. Dar, repet, este un singur meci, sunt atâtea meciuri în viitor, deci hai să nu ne grăbim pentru a mă exprima în mod... Sper să mă dezmintă, repet, în viitor prin evoluția lui. În primul rând să te contrazică, în Liga Campionilor, că acolo mi se pare cel mai important. Întrebare, bun, cei de la Farul între timp își iau medaliile de argint, să spunem da, așa. Da, medalii de argint. Poate să schimbe Hagi în 3 zile foarte mult? Sau prin poate o revenire așa a jucătorilor, măcar 2 dintre cei 6, să se schimbe ceva important în jocul echipei? Alex, bineînțeles că da. Bineînțeles că da, Hagi în primul rând este un mare psiholog, după părerea mea. Știți foarte bine că are o experiență foarte mare, a fost un mare jucător și știe foarte bine
cum să vorbească cu jucătorii lui, și cum să le schimbe un pic modul de a juca, pentru că practic între ghilimele să-i trezească un pic, pentru că sezonul a început cu o înfrângere, cu o pierdere a unei cupe, îi așteaptă două examene extrem de dificile. Sigur că la aspectul mental trebuie să lucreze Hagi. Și am văzut o echipă totuși și din punct de vedere fizic nu chiar la cel mai mare nivel față de ce am văzut față de echipa din Sepsi. Echipa lui Sepsi a fost o echipă foarte agresivă, echipa care în duelul unul contra unul au aproape dominat și au recâștigat mingea imediat și au imediat verticalizat și au creat mai tot timpul pericol. Deci aspectul mental sunt convins că Hagi îl va întări propriilor jucători, pentru că... Îți pare, Florin, că Ciobotariu încearcă să ducă mai departe ceea ce a primit de la Bergodi? Da, sunt foarte surprins, în mod plăcut, mi-a plăcut foarte mult. De fapt am văzut din primele minute o abordare foarte agresivă, a pus mai tot timpul în dificultate, pe vremea mea, echipa lui Hagi. Da, ce am văzut, sunt foarte plăcut impresionat de modul cum a jucat. O echipă care nu a avut niciun, să zic așa, nu s-a amenajat, chiar a dominat în mai tot timpul, și o echipă care a făcut un pressing avansat, ceea ce cu Bergodi făceau, dar nu tot timpul. Deci, asta mă face să cred că ușor va face o treabă bună Ciobotariu. Îl felicit foarte mult, sincer, e o victorie foarte mare pentru el și mă bucur că este primul lui, fiind un mare jucător, este primul lui trofeu printr-un joc foarte bun. Deci, felicitări lui. Da, îl vedem pe Gică Hagi. Gică Hagi și-a luat medalia de la Mihai Stoichiță. De spus faptul că la această festivitate de premiere nu participă Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, fiind la Tbilisi, acolo unde a participat la premierea Angliei, după finala câștigată cu Spania la sub 21 de ani. Da, evident că a avut alte, să zic... Datoriri de for continental. Exact, prin ceea ce reprezintă el probabil la UEFA, în sfârșit. Da, e ok. Sunt alți reprezentanți a federației, printre care Stoichiță, am văzut Gabi Bodescu. Da, se juca această finală la campionatul european. În sfârșit, nu vreau să comentez mai mult de atât. Nu cred că era semnificativă prezența lui oricum aici. Da, sunt alți conducători, în sfârșit, director general, în sfârșit, ca Stoichiță, Bodescu, în sfârșit, mâna lui dreaptă. Nu? Da, încetul au venit și cei de la Sepsi pentru a-și lua medaliile de câștigători. Câștigători, Florin, da. Ne spuneai tu, din punct de vedere al fotbalului, meritat. Da. Acum tu te aștepți la niște lucruri formidabile din partea lui Sepsi în acest sezon, pentru că e de discutat și lucrul acesta. Da. Sepsi, să ne aducem aminte, prima dată, de fapt, când a participat în cupele europene, a avut probleme foarte mari ulterior în campionat, ajungând chiar spre retrogradare. Așa a venit este. Cristiano Bergodi, da? Așa ia echipa, o duce iarăși foarte bine, între timp s-a schimbat antrenorul, dar la astfel de echipe, care n-au un lot exact. Fenomenal din punct de vedere numeric și calitativ, există probleme atunci când joacă în cupele europene. Da, nivelul nostru este foarte slab din punct de vedere al competiției europene. Jucătorii, campionatul nostru nu este la nivelul evident al multor echipe din Occident și nu numai. E complicat pentru noi din punct de vedere al acestor competiții de a trece aceste tur, să zic, meciuri preliminare. Este foarte greu. Suntem curioși să vedem ce va face într-adevăr Faro. În sfârșit, dar în ceea ce privește Sepsi, într-adevăr, de obicei încep foarte bine campionatul. E adevărat, au fost probleme, dar nu cred că pot emite și ei pretenții, nu vorbesc de titlu, dar nici măcar, după părerea mea, până la urmă, să fie măcar în primele patru, după părerea mea. O să se cred
pot să-mi imaginez că vor fi tot acolo în play-off, vor rămâne pe locul 6, undeva pe acolo, cred că au această capacitate. Pe durata campionatului este foarte greu, nu au un lot, după părerea mea, la nivelul celorlalte echipe și nu cred că vor face față. Dar ei de obicei încep bine, am vorbit de ei anul trecut, au jucat bine în anumite momente, credeam chiar că pot face mai mult, dar până la urmă presiunea a fost așa de mare încât echipa a cedat la un moment dat și au pierdut multe puncte. Le vedem din nou pe domnul Diosticu, da. cu trofeul alergând ca un adevărat jucător? Sper să nu, pentru că am spus de atâtea ori, nu vreau să plictisesc pe telespectatorii noștri dragi, dar adevărații protagoniști sunt ei. El trebuie să rămână mult, mult mai în spate, deși nu trebuie să aibă aceste momente de jucător. De jucător. Veritabil. Da, fără cu stil. Este o emisiune, am mai spus, bravo, ai stil. Atunci trebuie să faci cu stil, nu. Protagoniștii sunt ei cu antrenorii. În rest, totul, ceilalți nu trebuie să se manifeste în acest, așa, euforic, după vremea mea. Bun, vedem momentul mult așteptat. O să rog să dăm și sunetul mai tare, da. Da, am văzut și urmărim în continuare aceste imagini cu cei de la Șepși ridicând trofeul pentru care au reușit mai întâi să câștige Cupa României și apoi să joace această finală și să o revendice. Haideți să ascultăm și un prim interviu din partea unui jucător care, până la urmă, a pierdut Supercupa României, Denis Albiec. Reveni! Că au avut mai multă atitudine, să zic așa, și și-au făcut jocul care l-au lucrat, cred. Nu sunteți încă la ritmul vostru 100%. Cum simți că ești tu? De exemplu, n-ai făcut pregătirea toată cu echipa. Da, nu m-am simțit foarte bine fizic, dar asta nu este o scuză. Trebuia să dau mai mult pe teren și la fel și restul colegilor mei. Cred că nu meritam mai mult în această seară. Denis, ăsta a fost un test pentru voi și înainte debutului din Champions League din preliminarii? Da, cu siguranță. Puteam mult mai mult în această seară. Trebuie să analizăm ce am făcut prost și să nu mai repetăm miercuri, pentru că cred că este cel mai important meci al sezonului pentru noi. Te-am văzut nemulțumit de arbitraj, puțin? Nu vreau să discut, dar chiar nu mă bucnesc și râs. Cum e fără lui Munteanu, greu? Da, era un jucător foarte important, dar Enes a făcut un meci destul de bun, Riva a intrat foarte bine și cred că o să facem un campionat bun în continuare. L-ați urecheat un pic pe Dan, pe sârbu, pentru că a greșit acolo la gol. Nu, putea să fie oricine în locul lui, este tânăr, are timp să învețe, e important să învățăm din greșelile pe care le facem și să facem un an mult mai bun decât anul trecut. Mulțumim! Mulțumesc! Da, suntem din nou în direct, continuăm discuțiile după Șepși Farul 1-0. Am văzut împreună festivitatea de premiere, Șepși vechea, dar și noua, putem spune, super campioană a Ligii 1, pentru că iată, câștigă din nou Supercupa României. Am tot discutat, Florin, l-am ascultat puțin și pe Denis Albiec înainte de publicitate. Da. Și spunea Denis Albiec că miercuri este cel mai important meci al sezonului. Și cred că are perfectă dreptate, pentru că dubla asta cu
Șerif pentru ei este extraordinar de importantă și din punct de vedere financiar și din punct de vedere a ligii întâi la coeficient, adică sunt multe elemente. Continuăm da. Discuția, îl ascultăm da. Pe Gică Hagi. Dezamăgirea. Clar că nu câștigi, că suntem dezamăgiți, dar asta, până la urmă și ai fotbalul, eu am marcat un gol, noi atât am putut să facem și asta e, mergem înainte, stăm la început de drum, păcat că am pierdut o finală, dar asta e, face parte din joc, din fotbal, învățăm din toate aceste lucruri și apusul și trebuie să mergem pe tot ce vine în față, că avem mult de muncă. 6 accidentați în meciul înaintea meciului de astăzi. Contează, ați făcut unele schimbări, ați introdus jucători noi. Nu sunt toți cum la aceiași. Unii au fost cu noi, alții nu au fost, alții au minute, alții nu au minute. Deci în toate avem de muncă. Suntem la început de drum și s-a văzut și în seara asta că anumite lucruri s-au pierdut, jucători noi care trebuie să învețe sistemul, tactica, jocul nostru, dar avem de muncă. Avem de muncă, vom vedea. Spuneți și înainte de meci și că așteptați și dumneavoastră să vedeți la ce nivel sunt cei care n-au făcut toată pregătirea cu echipa, un Alibec, un Borza, un Mazilu, cum vi s-au părut? Le-am dat minute, trebuia să le dau minute, chiar dacă la unii am dat mai mult. Cei care au jucat au avut 5 zile pauze, le-am dat, au jucat mai mult, care nu. Denis am fost forțat de situație să fac lucrul ăsta pentru că aveam nevoie în atac și da, dar era preconizat să fac o schimbare, să scot la un moment dat, dar are experiență și trebuie să gestioneze și o să ne ajute la meciul următor. La pauză ați discutat cu sârbul înainte de a-l trimite pe teren. Cum vă explicați așa modul în care a gestionat acolo acea fază? Învață, când ești tânăr, vezi din greșeli, de asta trebuie să... Da, dar a jucat foarte bine după, ne-a ajutat și defensiv și ofensiv, a făcut-o bine, a fost în joc, dar asta e, a făcut, trebuia să nu piardă omul, e omul lui și trebuia să nu-l piardă. Cum simțiți că sunteți cu graficul pregătirii în acest moment, înainte de meciul atât de important cu Șerif? V-ați dorit să mai fie o săptămână, două, poate? No, în moment de față am pierdut, cum am vorbit la început, dezamăgit, dar trebuie să avem capul sus, în fotbal totul durează o zi și succesul și insuccesul. De mine trebuie să o luăm de la capăt pentru că chiar avem de muncă. Câți jucători credeți că îmi puteți să recuperați pentru meciul de miercuri? Nu știu, vom vedea, nu știu, nu pot să vorbesc înainte. Vom vedea, avem 3 zile la dispoziție, trebuie să ne refacem și să mergem să încercăm să câștigăm meciul acasă și să ne calificăm. Sali, cum vi s-a părut? Poate fi acesta sezonul decisiv pentru el să facă pasul mult așteptat? Nu pot să vorbesc de niciun jucător în momentul de față, suntem toți la muncă, vedem astăzi unul, mâine altul. Trebuie să știm să folosim, e mult de gândit, mult de analizat, să sperăm că vom fi inspirați în tot ce facem și să iasă bine, pentru că, cum am spus înainte de meci, ceva neobișnuit pentru noi, joci în Europa, te duci în meciuri multe și, da, nu e ușor. Spunea Alibec că este meciul anului pentru Farul. Cum simt ceilalți jucători în acest moment, această confruntare? Obiectivul este să trecem, știm că întâlnim o echipă care are mai multă experiență ca noi în Europa, dar vom vedea, nu știm, vom vedea pe teren, sperăm să prindem o zi bună, să fim mai buni, pentru că probabil meciul ăsta, minutele astea ne-au dat un lucru important și sperăm ca miercuri acasă să jucăm mult mai bine și să marcăm gol. V-a surprins că UEFA a mutat locul de disputare al returului de la Chișinău la Tiraspol? Vă încurcă? Mă întrebați pe mine? Nu, eu trebuie să joc fotbal. Nu sunt eu în măsură să fac lucrul ăsta. În ce măsură ofertele care tot vin, am înțeles, pe numele jucătorilor dumneavoastră, pot afecta această pregătire? Nu mă interesează meciul următor, nu ofertele care există. Atât. Mulțumim, succes miercuri. Seară plăcută. Da, Gică Hagi a încercat să fenteze așa ca în tinerețe și a și reușit un pic aceste întrebări, dar cumva cred că e normal să nu vrea să vorbească despre oferte într-un astfel de context când pierzi primul meci și în 3 zile urmează o partidă atât de importantă cum este cea cu Șerif Tiraspol. Te rog, Florin. Nu, aștept întrebarea. Voiai să vorbești despre Fenta, nu? Da, voiam să vorbesc de Fenta pentru că, da, într-adevăr, e normal să-și apere echipa, e normal că să-și... E clar că e dezamăgit și știe foarte bine că jocul echipei sale a lăsat foarte mult de dorit pe ansamblu. Dar și individual. Și individual. Cât timp l-am ascultat pe Gică Hagi, am tot revăzut faze din meci.
foarte multe greșeli individuale. Exact, și Ioani, și Sârbu, și Boli. Boli este, face niște greșeli incredibile. Golul lui Ion Gheorghe este din această greșeală, inexplicatul la experiența lui să face acea greșeală, pe care, evident, faza continuă, în mod cursiv, frumos, această centrală a lui Ciobotariu, care, pe care Gheorghe o transformă impecabil cu capul. Da, exact. Nu au nicio șansă dacă vor juca cu această atitudine, cu această deconcentrare, cu această, și din punct de vedere fizic, sunt, după părerea, nu sunt deloc pregătiți corespunzător. Vorbeai de Alibek. Alibek va întâlni, imaginez, un jucător ca Ninaj, care a câștigat fără apel duelul cu Denis. Deci evident că ne așteptăm la mai mult și de la Denis. Repet, e în regulă, este un match, o finală pierdută de ei, dar e clar că cu această atitudine de ansamblu a echipei nu au nicio șansă cu echipa Șerif Tiraspol. Bun, haideți să mai ascultăm o reacție, Revin. Pentru victorie, pentru trofeu și pentru trofeul personal. Bună seara, mulțumim. Cred că... Asta nu era în scenariu, da? S-a terminat șampania pe teren, nu? Se zărbătorește cu apă, da. Trofeul ăsta. Da, bună seara! O luăm de la capăt. O luăm de la capăt. Spune-ne cum e acest trofeu, această medalie. Suntem fericiți. Mă bucur că am început, să zic așa, sezonul cu dreptul și sperăm că anul viitor să obținem încă un trofeu. V-ați obișnuit cu trofee. Sunt 4 trofee în 14 luni. Care-i secretul? Așa este. Am obținut în 2 ani 4 trofee și, cum am zis, nu vreau să ne oprim aici și sper la anul să reușim măcar tot așa să câștigăm. Hai, spune-ți spre meci. Cum a fost? Unde crezi că s-a făcut diferența? Am început meciul, zic așa, și noi și timorați, în primul rând, nu știu, poate de la finală, s-a văzut că a fost o finală, dar a doua repriză zic eu că am început mai bine și s-a văzut, am reușit să și marcăm și după aceea, mă dați seama, am lăsat farul, știam că pasează foarte bine și am încercat să fructificăm fazele pe contratat. Ion Gheorghe, gol cu capul. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. Da, chiar vorbeam cu el. De obicei, noi ăștia mai mici nu prea dăm gol cu capul, să zic așa. Dar mă bucur pentru el în seara asta că a reușit să marcheze. Da, uite, îți spune. Centrarea a făcut toți. Da, Ciobi chiar a dat un asist fenomenal, să zic așa. V-a ajutat și faptul că sunteți omogeni și nu ați schimbat foarte mult în comparație cu cei de la Faru? Da, cred că asta a făcut diferența în seara asta. Nu am schimbat aproape niciun jucător, să zic așa. Antrenorul l-ați schimbat. Da, antrenorul, da. Știți cum este. Avem doar două săptămâni, trei săptămâni cu dânsul și în principiu suntem aceiași jucători. Știam că trebuie să începem cu dreptul și mă bucur că am făcut acest lucru. Marius, să tu rămâi aici, la Sepsi, pentru că se vorbește de faptul că sunt oferte pentru tine. Nu știu, asta întrebați conducerea, adică v-am mai zis și când am venit din cantonament. Mai am un alt contract aici, am discutat ceva cu domnul Attila, dânsii mi-au propus o prelungire și vom vedea. Sper să vedem zilele următoare sau nu știu. Se au decizii. Mulțumesc și eu. Am ascultat și o reacție din partea jucătorului meciului, că până la urmă așa da. a fost el trecut, a primit și un mic trofeu din partea lui Mihai Stoichiță. Da, el cumva nu vrea nici el să se expună foarte mult, pentru că cred că și cei de la Șepși își dau seama că e totuși un joc, e totuși un joc de 90 de minute cu două echipe aflate mai degrabă în încercări, cel puțin pentru moment.
Da, exact, Alex. Da, dar repet, echipa mai pregătită și cea care a dorit mai mult a fost Sepsi. Da, Ștefănescu e un jucător interesant. Evident că el a fost și la echipa națională. S-a pierdut un pic din punct de vedere al jocului individual, pentru că e un jucător care trebuie să facă mai tot tipul diferența. Nu a avut o continuitate în lucru, nu simplu, în evoluțiile sale. Dar e adevărat, astăzi a fost, cred, pe merit desemnat cel mai bun jucător. După vremea mea, Matei a fost, după vremea mea, peste el în ceea ce a făcut pe teren, acțiune de gol, pasele de gol. Este un jucător cu o tehnică foarte, foarte bună. E cu o tehnică fină. Mie îmi place foarte mult. L-am văzut și la Dinamo și după părerea mea, el ar fi fost... Și la Dinamo și la Viitorul, nu? După părerea mea, el ar fi fost jucătorul meciului. Aș vrea să mai luăm o scurtă desemnat. Pauză de publicitate. Da, am revenit în direct. Mai avem cam 10 minute din această emisiune. Vom mai asculta câteva reacții. Vreau foarte scurt, Florin, da, să schimbăm un pic registrul. Da. Să te întreb puțin despre plecarea lui Adrian Mutu de la Rapid și cel mai probabil, din toate informațiile, Cristiano Bergodi, că tot vorbim despre Șepși și despre treaba pe care a făcut-o Bergodi la Șepși. El ar trebui să fie noul antrenor de la Rapid. Da, m-am întâlnit cu Adi la Cluj-Napoca, Rapid, să fiu Rapid, și după meciul acesta în care am fost invitați la Sports Festival, da, mă rog, okay, am petrecut practic toată noaptea la un par de vin roșu și am avut ocazia să-l cunosc pe Adi, eu nu știam foarte bine și am descoperit, să zic așa, între ghilimele, un băiat extraordinar. Un antrenor tânăr care vrea să învețe foarte multe lucruri, un antrenor care dorește să ajungă la cel mai mare nivel. Mi-a plăcut foarte mult conversația care am avut-o cu el. Acum, în ceea ce privește plecarea lui, și mi-a vorbit la superlativ de echipă, de fani, de tot ce înseamnă Rapid în zilele noastre. Și într-un fel m-a surprins. Dar, într-un fel, pot să spun că îi dau dreptate, pentru că probabil, bine, numai el poate să vă zică adevăratele motive pentru care a plecat. Am înțeles că e vorba despre o ofertă, din punct de vedere economic, mult, mult mai bună decât cea actuală. Un campionat un pic mai puternic decât al nostru, să cred. Probabil a vrut, adică cu siguranță a vrut o altă provocare, dar nu cunosc motivele pentru care el a plecat. Am rămas un pic surprins, repet, dar ăsta este fotbalul, el evident a avut motivele lui pentru a pleca. Probabil nu a fost, probabil cred, îmi imaginez, nu a fost mulțumit de mercatul, cum se zice, deci eu știu ce ar fi vrut Rapidul el să... totuși a băgat niște bani. Da, a băgat, dar este una dintre echipele care chiar... Probabil vrea mai mult. Nu știu, acum nu pot să mă exprim și nu știu exact motivele pentru care a plecat, dar sunt convins că... Unul dintre motive e clar cel financiar. Da, cu siguranță da. Și eu o făceam, sincer. Și eu o făceam, de altfel antrenorii sunt totdeauna cu Maliza mână. Florin, deci... te întreb puțin. Haideți să-l ascultăm pe Ciobotariu. Reveni. Bună seara. Felicitări. Cum sună Denis Ciobotariu? Pasă de gol pentru primul trofeu ca antrenor al lui Liviu Ciobotariu, pe care îl putem și vedea, nu? Dacă așa este. În primul rând vreau să spun că este o seară minunată pentru mine. Este primul meu trofeu în cariera mea de antrenor. În primul rând vreau să le mulțumesc jucătorilor, pot să las asta jos că e grea. Vreau să le mulțumesc jucătorilor pentru că s-au angrenat astăzi, au făcut un joc foarte bun. Chiar glumeam cu ei și le-am spus că am așteptat atâția ani să iau și eu un trofeu, trebuia să vin la Șepși și să pot să câștig un trofeu. Bine. Am glumit, dar până la urmă
ei sunt actorii principali, jucătorii, pentru că au ascultat sau au fost receptivi la tot ceea ce am discutat, la tot ceea ce am lucrat în cantonament. Ca și joc, încă o dată, am făcut un joc bun, am început ezitant, 15 minute, după care ne-am intrat în ritm și, bineînțeles, pot să spun că am avut și șansă, unde farul și-au creat două, trei situații de a marca, dar la fotbal așa este, în momentul în care ești bine organizat, atunci te mai ajută și șansa. Deci, încă o dată, o seară minunată pentru mine, sunt bucuros, îmi felicit jucătorii pentru modul în care s-au comportat astăzi. Am debutat, de fapt, primul joc al sezonului. L-am depășit cu bine, cu dreptul, primul pas înainte. Important este să ne menținem linia și să încercăm să repetăm performanțele care le-au avut în trecut antrenorii care au fost aici și jucătorii. Deci, sunt bucuros. V-a surprins golul lui Ion Gheorghe cu capul? Da, am fost inspirat. Am început cu el, cu Ion Gheorghe. Îl cunosc foarte bine. Am încredere totală, nu numai în el, în toți jucătorii. Mă bucur că ne-a ieșit anumite lucruri care le-am făcut la antrenament și, încă o dată, suntem pe un drum bun, am început cu dreptul, ceea ce este foarte important și pentru mine, și pentru jucători, și pentru suporteri. Și aici aș vrea să fac o paranteză și vreau să mulțumesc suporterilor care au venit la stadion. Sunt convins că le-am făcut o bucurie. Nu era vorba de presiune pentru mine, dar știți că în 2 ani de zile s-au câștigat 3 trofee, acesta este al 4-lea, așa că mă simțeam într-un fel obligat moral, dar încă o dată, eu fără jucători n-aș fi putut să fac nimic. Deci tot ce e strategia mea pentru acest joc se datorează și jucătorilor care au ascultat tot ceea ce am discutat și tot ceea ce am lucrat la antrenament. Nu ați făcut foarte multe mutări în această vară. Mizați pe această omogenitate a grupului? Am spus la începutul jocului că vreau să mizez pe omogenitate, deci n-am făcut multe schimbări în lot. Am adus 4 jucători. Dar mai așteptați să vină? În momentul de față ne mai dorim un jucător, dar să vedem, pentru că lista este completă și atunci ar trebui să renunțăm la alt jucător, dar depinde de situație, pentru că suntem angrenați în mai multe fronturi, avem și, ne așteaptă peste 2 săptămâni și meciul de Conference League cu CSKA, deci avem nevoie de jucători. Suntem obișnuiți cu Sepsi să câștige trofee, a doua dublă cupă, supercupă în 2 ani, echipă de play-off, dar nu s-a luptat niciodată pentru primele locuri în clasament. Credeți că poate fi acesta sezonul, simțiți? Noi ne dorim lucrul ăsta, să terminăm cât mai sus în clasament. Chiar am avut o discuție în momentul în care am ajuns la echipă, am avut o discuție cu jucătorii și le-am spus că, în primul rând, îmi doresc să repetăm performanțele care le-au reușit ei până în momentul de față și că mi-aș dori să terminăm cât mai sus în clasament. Primul pas, adică primul obiectiv, Supercupa României, a fost îndeplinit. Acum urmează să putem să încercăm să mergem cât mai mult în Conference League, cu toate că adversarul este foarte puternic, dar mai avem timp să-l studiem până la ora jocului. Bineînțeles, apoi urmează pasul cel mai important, să intrăm în play-off, după care este clar că vrem să terminăm cât mai sus. Sunt șanse mari ca în primul meci din campionat pe banca lui Sepsi, cel contra Rapidului, să-l aveți ca adversar pe Cristiano Bergodi, fostul antrenor al celor de la Sepsi. Cum vi se pare acest lucru? Da, am citit și eu în media, adică am auzit în media și nu știu exact dacă
dacă este reală informația. Dacă este reală, mă bucur pentru Cristiano Bergodi, care este un antrenor foarte bun. Mă bucur pentru el că a reușit să... sau că merge la Rapid. Este un club important, un club cu suporteri, un brand în România. Mă bucur pentru el că va merge la Rapid. După care jocul vom vedea. Mai avem o săptămână, va trebui să ne revenim din punct de vedere fizic, să trecem la cealaltă stare de concentrare, că deocamdată este euforie și este și normal. Avem timp să pregătim jocul cu Rapid. Mulțumim, felicitări încă o dată. Mersi. Da, l-am ascultat pe antrenorul celor de la Șef și același subiect abordat și de el, Florin. Da. Cristiano Bergodi, antrenor la Rapid. Și în prima etapă avem chiar Bergodi împotriva lui Șef. Da, un duel interesant între acești doi antrenori, între două echipe care cred că vor face parte din acele șase cum au făcut sezonul trecut. Da, e un meci interesant, un meci în care încercăm să înțelegem, evident, din primele meciuri cum vor juca aceste echipe, dacă evident s-a schimbat stilul lor de joc, pentru că Mutu juca altfel, cu Bergodi probabil vor juca altfel, nu știu, vom vedea, dar un joc, într-adevăr, un joc, un fel de derby, să spune, un fel de derby, un fel de joc foarte de primele șase, cum am spus. Și da, nu știu Rapid, vom vedea cum va juca Rapid. De fapt, pe Sepsi l-am văzut și pe mine personal m-a impresionat din multe puncte de vedere. Da, vom vedea ce va fi. Florin, mulțumesc frumos pentru prezență, atât pentru moment. Așadar, Șepci a câștigat primul trofeu al sezonului 1-0 cu Farul, câștigă Supercupa echipa lui Liviu Ciobotariu. De săptămâna viitoare, știți foarte bine, începe Liga 1 și avem o primă etapă foarte, foarte interesantă, cu niște meciuri extrem, extrem de așteptate, mai ales Rapid Șepci și mai ales FC Craiova cu FCSB sau Dinamo cu Universitatea Craiova. Sunt meciuri unul și unul. Dinamo a revenit în prima ligă, Oțelul Galați a revenit în prima ligă și ea după foarte, foarte mult timp. Politehnica Iași iarăși a revenit în prima ligă, așa că vom avea foarte, foarte multe lucruri de vorbit, de analizat, de discutat. O seară cât mai bună să aveți în continuare, numai bine!